Femeile PLDM din Sângerei au participat la un spectacol extraordinar la Palatul Național Nicolae Sulac. Clipe de neuitat au trăit peste 1800 de doamne din toată Republica, membre ale Partidului Liberal Democrat din Moldova, care au fost invitate de conducerea partidului la Palatul Național Nicolae Sulac la un spectacol extraordinar consacrat sărbătorii feminității și a primăverii 8 martie, care s-a desfășurat duminică 9 martie. La acest spectacol au participat peste 30 de femei liberal-democrate din raionul Sângerei, în funcție cu președintele Organizației Teritoriale de Femei PLDM Sângerei, Lucia Cucoș. Grupul de femei de la Sângerei a fost însoțit de președintele Organizației Teritoriale Sângerei PLDM Sângerei, Gheorghe Miaun. Președintele Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova, Vlad Filat, le-a mulțumit tuturor doamnelor pentru forța și dedicația cu care se implică în rezolvarea problemelor, pentru grija lor și munca de zi cu zi. Dumneavoastră ați făcut ca țara noastră să aibă trecut, prezent, dar mai ales viitor. Este greu să găsești cuvinte care să exprime toată admirația și respectul ce vi-l purtăm. Energia și forța dumneavoastră ne ajută să mișcăm împreună lucrurile înainte. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați decis să vă implicați. Am spus-o și cu alte ocazii. Acolo unde treburile publice sunt administrate de femei, lucrurile merg mult mai bine. De aceea vom acționa astfel încât femeile să se regăsească în funcții de conducere la toate nivelurile, iar cota de minim 30% de reprezentare a femeilor pe listele electorale să fie obligatorie. Vom insista ca aceste prevederi să intre în vigoare chiar la alegerile din noiembrie, a menționat Vlad Filat. La rândul său, vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova, Liliana Palihovici, președinta Organizației de Femei a Partidului, a ținut să exprime cuvinte de gratitudine și apreciere a femeilor în calitatea lor de mame, soții, profesioniste la locul de muncă. Munca femeilor solicită o bună organizare și dăruire. Tot ce faceți, o faceți din suflet și cu toată implicarea. Vă urez sănătate, fericire, voie bună, să vă bucure copiii și să mergem înainte spre o viață mai bună, a menționat Liliana Palihovici. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de interpreții Adrian Ursu și Pașa Parsenii, care prin cântec și-au declarat toată dragostea pentru ființele cele mai sensibile, dar și cele mai puternice, femeile. Sala Palatului Național a explodat odată cu apariția în scenă a faimosului cântăreț, actor, entertainer și prezentator român de televiziune, Horia Breiciu. În stilul său inconfundabil, Horia a cântat și a încântat doamnele prezente în sală, care l-au aplaudat îndelung, au fredonat împreună cu el și artiștii cele mai îndrăgite melodii și hiturile internaționale. Spectacolul a durat aproape 2 ore, timp în care Horia Breiciu, cu energia sa inepuizabilă, a socializat cu sala, a glumit, a dansat și a reușit să fascineze prin voce și mișcare scenică, dar mai ales prin emoțiile pozitive transmise publicului. La finele spectacolului, fiecare doamnă a primit câte un trandafir alb. Stimate doamne, domnișoare, bine ați venit la acest sper foarte și foarte primit. Mă gândeam ce să vă spun și cred că pentru prima dată mi este atât de greu. Pentru că, într-adevăr, este greu să găsești cuvintele care le meritați. Nu doar să le spunem, dar și prin fapte să le facem ca să le găsească în viața voastră de zi cu zi. În primul rând vreau să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut ca țara asta să fie, ca țara asta să aibă viitor. Spre deosebire de alte țări, în Moldova, anume femeia a fost cea care a făcut ca noi astăzi să avem țară, să avem prezent și să avem viitor. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați decis să vă implicați. Voi ați fost acelea care ați fost semnul din pată de pe prut, voi ați fost acelea care ați creat energia necesară, atmosfera necesară, pentru ca împreună să mișcăm lucrurile înainte. Eu vreau să vă spun că anume faptului că voi sunteți în partidul nostru, în familia noastră politică, noi am reușit. Eu vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Să vă mulțumesc din suflet. Și să vă rog să faceți ca și pentru perioada viitor să avem energie și mai mare, să avem acest împreună ca să facem așa, să trăim bine în propria noastră țară. Dincolo de cuvinte, sigur că noi deja trebuie să acționăm în așa fel încât femeia
nu doar să creeze energie, nu doar ca să creeze acest împreună, dar și să administreze cât mai direct treburile publice în Republica Moldova, atât la nivel local, cât și la nivel central. Eu vreau să mulțumesc tuturor doamnelor liberal-democrate care sunt în acest proces. Noi, de altfel, avem cele mai multe primărițe din Republica Moldova, care administrează atât de bine localitățile acolo unde muncesc. Avem colega noastră, președinte de la Ion, care face lucruri minunate, mă refer la Plăceni. Avem colegele noastre care activează în guvern, în Parlament, și vreau să vă spun că dacă ar conduce Parlamentul, colega noastră, doamna Bălihoveș, ar fi mult mai bune legile care le-am fi adoptat sau care urmează să le adoptăm. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor noastre încă o dată care muncesc și care urmează să muncească. Și vreau să vă spun ceva astăzi aici, în continuare discuțiilor anterioare. Colegele cunosc că eu, la o anumită perioadă de timp, eram așa mai sceptic atunci când vorbeam de cote. Nu din cauza că îmi doream ca doamnele să fie implicate în procesul politic direct și în procesul administrativ. Doar consideram că să nu fie o discriminare. De ce 30%, 50%? Ori acum eu vreau să vă spun că sunt foarte și foarte conștient că trebuie să acționăm. De aceea, pe lista priorităților, în următoarea perioadă de timp, în Parlament, noi vom avea, sper că mai puțin dezbateri, dar decizia ca pentru alegerile următoare, care vor avea loc pe 30 noiembrie anul curent, 30% minim din lista electorală să fie doamne. Și vreau să vă spun că nu doar pe listă, dar pe listă în așa fel încât să fie și elegibile aceste locuri. Aici sunt puțin bărbați, dar cei care sunt, cred că o să transmită celorlalți. Dar de fapt, le-am mai zis cu altă ocazie. Să se pregătească, să facă față unei concurențe foarte și foarte sănătoase care se întrevede, pentru că să nu fie situație într-o perioadă scurtă în timp să ne uităm pentru cota noastră pe o listă electorală, știți? Ca să fie și elegibile. Și în idee, noi bărbații Moldovei, poate nu suntem cei mai, dar vreau să ne credeți că încercăm. Încercăm nu doar să fim mai buni, să fim mai deștepți, să fim mai bărbați, dar încercăm ca împreună să reușim. Noi vă mulțumim, încă o dată vă mulțumim și vă dorim toate cele bune. Și vreau să mă spunem cu ceva, la sfârșit. Să nu lăsați bărbații, să vă iubească, să aibă grijă de voi, doar de o parte. Puneți-i în situație în care îți fac aceasta în fiecare zi. Mulțumesc și... Am împărtășesc emoțiile domnului Filat. Ca bărbat este incredibil de complicat să vorbești în fața atâtor doamne frumoase. Așa că vă rog să ne credeți, dați-mi voie să invit aici în scenă, cu un cuvânt de salut și de felicitare, vicepreședintele PRDM, președintele Organizației Femeilor PRDM, doamna Liliana Palincu. Stimate colegi, domnule președinte, eu am să vorbesc ca femeie. Dacă doi bărbați aveau aici emoții mari, credeți-mă, eu am și mai mari ca dumneavoastră emoții. Și emoțiile mele sunt provocate de faptul că sunteți voi aici, colegele mele, care îmi transmiteți sentimentele dumneavoastră și nici în Parlament niciodată nu am avut așa mari emoții cum am astăzi. Admirația și respectul, probabil că sunt cele mai potrivite cuvinte care exprimă sentimentele mele și a întregii noastre echipe a PLDM-ului față de toate femeile din Republica Moldova. Prețuim enorm munca pe care o faceți, stimate doamne, în calitate de mamă, soție, femeie, profesionistă, muncă care deseori solicită foarte, foarte bună organizare, dedicație,
extra timp dat pentru ea și care, în cele mai dese cazuri, prea puține ori la sfârșit, care îl mulțumesc. Dar o face și a doua zi, cu aceeași dedicație. Noi știm că femeile sunt excelent de bune în educație, în social, în sănătate. Dar asta a fost așa. Ele sunt excelent de bune în toate domeniile. În ultimii ani am reușit să scoatem în fața lumii și să arătăm cât de bune sunt femeile primar, cât de bune sunt femeile consiliere, cât de bune sunt femeile ministre. Eu cred că a rămas încă puțin timp să arătăm cât de bine și de bune sunt femeile ministru de interne, femeile ministru apărării și pe alte domenii. Eu vă zic că atunci am avea mai multă ordine în țară, mai multă ordine în Armata Națională și fiecare domeniu. Aceasta o spun nu în detrimentul bărbaților. Sunt la fel de buni, dar noi trebuie să încurajăm o concurență corectă și o abordare echitabilă. Stimate doamne, vă urez multă, multă sănătate, fericire, voie bună, să vă fie familiile unite, sănătoase, să vă bucure copiii, nepoții și împreună să mergem înainte, să facem Republica Moldova cu adevărat o țară democratică și europeană. Felicitări încă o dată!